Илюша, say something. Барику мерчедесу. Гичицу не мия. Гичицу не мия. Мия ну испати. Мия ну испати. Мия ормеску буника. Яр ной не фолосом де. Фачу оплембар дупо продус элементари. Ку мерчедесу и приятен де ностру. Макс, салут. Cum a început primul vlog, eu mi-am pus ca scop să fac câte un vlog în fiecare zi. Asta e destul de greu, pentru că mie e la fiecare pas după fundulețul meu. Ghiciți când eu redactez video, când mie doar. Și noaptea asta eu m-am culcat la ora 3, dar mie nu vrea să doarmă. Și dimineața eu s-a trezit cu Cana la ora 6. Asta e foarte interesant. Mamele o să mă înțeleagă. S-a plimbat cu bunica, cu troleibuzul. A treia oară, mie în viața ei s-a plimbat cu troleibuzul. Așa a fost să fie, nu prea călătorim cu transportul public. Din cauza că nu avem nevoie. Și mie la doră când vede troleibuzul, strigă de departe și vrea întrânsul și autobuzele la doră și camioanele. Și în genere este o fetiță care se joacă foarte mult cu mașinile. Noi nu o limităm doar la păpuși și jucării moi și cărușare. Și ieri am fost la plimbare cu bunica. Mie o ador pe bunica și o numește Pica. Nu știu cum la voi, dar la noi bunii au destul de înțelegători față de alimentația mea, față de jucării, de educația mea. Desigur că e greu, pentru că uneori au alte păreri și alte viziune. Însă încercăm din puterile puterilor, din răsputeri, să-i convingem că unele chestii nu sunt corecte. Azi vrem să vă povestesc despre cum mamele, cât de tare mamele își iubesc copiii. Și miturile despre cât e de deștept copilul meu și cât e de dezvoltat copilul meu. Copilul meu la 2 ani recită luceafărul. Mia poate defineze și sunt creionul corect și știi litera O pentru că-i plac ouăle și știi unii ouă. Și știi cifra 1 și cifra 4 și 8 și capa. Și cred că e destul pentru un copil de un an și 11 luni.
noi mie abia în ultimul am început să-i dăm ocazional ceva dulce. Asta poate fi în parc dacă fură vreun biscuit de la vreun copil sau îi propune vreo mamă ce mie deloc nu-mi place. La noi nu se cumpără nimic dulce în casă. Asta este un lucru bun, pentru că Mia are aproape 2 ani și nu prea știe ce e zahăr, însă ciocolată în genere nu a gustat. Și asta e foarte, foarte bine. Mă bucur că... Bună, două corneți, te rog. Da, noi Mie nu-i dăm dulce, dar noi mâncăm când Mia nu-i cu noi bombonele. Nu, bombonele nu mâncăm, dar mâncăm înghețată de la McDonald's. Nu dați copiilor dulce, nu-i sănătos. Dar dacă mâncați, dulce cu ușa închisă la bucătărie. Noaptea. Noaptea nu e bine pentru sănătate și pentru figură. Figură. Nu uitați să dați câte un like și câte un subscribe la canalul meu. Pa, pa!